Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Urmăriți magazinul Energofish al lunii septembrie și de această dată v-am pregătit multe teme, evenimente interesante și variate. Dar haideți să urmărim împreună titlurile ediției de astăzi. Testăm elongația unor fire. Vă prezentăm plasticele Floating L&K. Vom testa noutatea lui Ben Zarcholt, râma artificială care luminează și pe întuneric. Pescuim alături de Marco Țioje, fondatorul firmei Energofish. Momeala specială, elaborată de către Ben Zarcholt, a avut un mare succes la ediția din acest an a Târgului Internațional de Pescuit FTEX. Este vorba despre o momeală artificială care seamănă leit cu o râmă adevărată și urmează să vă fie prezentată de către colegul nostru, Franco Zoltan. Țin în mână cel mai nou membru al gamei de produse Ben Zarcholt Mix, momeală artificială Luminoform Worm, care nu este altceva decât o râmă luminoasă. Are trei trăsături foarte avantajoase. În primul rând, lasă impresia unei momeli vii, ceea ce este foarte important în cazul acestor momeli. În al doilea rând, este fabricat din proteine, mai precis din albumină, care este un aliment natural al peștilor. Deci, nu este o momeală de silicon, ci conține proteină, albumină, care se descompune în apă, ba mai mult, în momentul în care o atașăm de cârlig și ajunge în apă, imediat începe să se descompună. Fapt pentru care peștele va crede că este o hrană naturală, pe care o va consuma liniștit și cu încredere. Cea de-a treia caracteristică constă în faptul că conține o fâșie fluorescentă, care colectează lumina UV. Datorită acestei trăsături, momeala va fi vizibilă și în apele mai adânci sau tulburi, atrăgând atenția peștelui. Datorită celor trei avantaje, această momeală este foarte prinzătoare și merită să fie folosită de orice pescar. Totodată, momeala prezintă un mare avantaj atunci când avem de-a face cu o vară caniculară, cum este și acum, iar păstrarea momelii vii este aproape imposibilă. În cazul acestei momeli trebuie să fim atenți la un singur lucru, și anume, să închidem bine capacul cutiei, ca nu cumva să se usuce. Momeala aceasta este o alegere foarte bună și la sfârșit de toamnă, sau în timpul iernii, când nu avem acces la momeală vie. O putem folosi direct pe cârlig, sau ca momeală atașată pe spin, la fel cum procedăm în cazul unui pelete. Eu o folosesc în ambele variante, și astfel am reușit să capturez crab frumoși, deci funcționează și pe cârlig, și pe spin, sau în combinație cu alte momeli alături de un bob de porumb sau un pelete. În cadrul firmei Energofish mereu se întâmplă lucruri noi. Testarea produselor, dezvoltarea unor echipamente noi sunt activități zilnice ale echipei noastre. Pe lângă acestea, încercăm să fim prezenți la cât mai multe concursuri de pescuit. Urmează acum știrile Energofish. Firma noastră a lansat pe piață o lansetă spinning de excepție. Poartă numele de Wizard Solid Spin, iar în ciuda denumirii sale, nu este o lansetă solidă. Trecând limitele normalității, am încercat să o testăm în situații extreme. În prima fază, am încercat să ridicăm un pet de 2 litri și am reușit fără nicio problemă. Iar apoi a urmat un butuc de aproximativ 4 kg și lanseta a trecut testul cu brio. În curând vă prezentăm lanseta Wizard Solid Spin și în timpul unui pescuit. Alpii din Austria reprezintă un obiectiv turistic de excepție. Această zonă splendidă iarna este frecventată de schiori, iar vara este ideală pentru drumeții. Datorită altitudinii, este o zonă puțin mai specială din punctul de vedere al pescarilor. În permanență testăm produsele noastre ca să putem oferi produse de calitate clienților noștri. În acest scop, colegul nostru, Luca Cibela, a făcut o vizită în Austria pentru testări. Din cauza ploilor abundente, râurile au ieșit din matcă și nu au putut pescui.
dar avem informații că produsele noi Allen Case sunt pe placul păstrăvilor din Austria și vă promitem că colegul nostru va reveni în Austria într-o altă emisiune când râurile și pâraiele vor reveni în matcă. Cu sprijinul Ergofish, Uniunea Asociațiilor de Pescari de pe Trei Crișuri a organizat un concurs mai special, peștele țintă fiind fitofagul de pe zona barajului de la Békés-Szentandrás. Scopul a fost ca concurenții să captureze în mod legal cât mai mult pește într-un interval de 24 de ore. Asociația și-a luat angajamentul că peste cota anuală de populare va popula râul cu o cantitate de pește egală cu greutatea prinsă în concurs. Dar vremea nu a fost de partea concurenților, făcând o farsă atât organizatorilor cât și concurenților. Datorită căldurii, fitofagul nu a coborât să se hrănească în adâncimi. Din cele 30 de echipe, din păcate, niciunul nu a capturat niciun fitofag. În ciuda acestui eșec, concurenții au capturat crab și plătici de toată frumusețea. O parte din premii au fost extrase la tragere de sorți, iar premiile mai valoroase vor fi acordate anul viitor la următorul concurs. În cadrul emisiunilor noastre încercăm să vă prezentăm pescari profesioniști de valoare, dar suntem convinși că putem învăța lucruri noi și de la pescarii de rând. Dragostea față de acest sport, pasiunea pescuitului pot fi demonstrate și în alte moduri. Un exemplu în acest sens este Marco Țiojef, fondatorul firmei Energofish, pe care l-am condus într-un pescuit alături de nepotul lui, Gabor. Dragostea față de pescuit a început în momentul în care am luat o bătaie de la tatăl meu pentru că am plecat la pescuit cu băieții pe malul râului la Torzo. Aveam 6 ani. Nu am cerut acordul tatălui meu. Într-adevăr, m-a bătut, dar nu am fost dezamăgit, fiindcă eu am fost singurul care am prins pește, și anume un oblete. Ceilalți băieți nu au capturat nimic. În copilărie mereu mi-am dorit să pescuiesc pe Tisa, dar a fost imposibil, fiindcă m-am născut în Transcarpatia în anul 1946, din păcate în Uniunea Sovietică. Am fost despărțit de acest râu de fâșie și un gard de sârmă. Am privit cu invidie cum pescuiesc și se scaldă pescarii pe partea maghiară. În anul 1980, la Sighetholm, am deschis o afacere familială, iar apoi, după 12 ani, am fondat firma Energofish, fiind singurul proprietar. Anul acesta firma împlinește 25 de ani. Întotdeauna mi-a plăcut să muncesc. Am fost la firmă de dimineață până seara. Iar în 1992, când am pus bazele acestei firme, mi-a venit ideea să-i pun numele Energofish, însemnând că eram plin de energie și am iubit peștele în orice formă, atât să-l pescuiesc, cât și să-l consum. Astfel s-a născut denumirea Energofish. De-a lungul anilor, am pescuit pe toate apele din Ungaria, începând de la cele mai importante lacuri, cum ar fi Balaton și Velence, apoi am început să descopăr și apele de peste hotare. Timp de 18 ani am pescuit în Norvegia, unde mă întorc cu drag și în prezent. Întotdeauna am fost fascinat de mare. Am reușit să ajung și pe insulele Maldive. A fost o experiență de neuitat. Din acest motiv, am mai revenit aici de 5 sau 6 ori. De multe ori am pescuit împreună cu fiica mea. Ea nu este o fire foarte serioasă, dar întotdeauna i-a plăcut pescuitul. A reușit să captureze pești frumoși. La fel este fascinat de pescuit și nepotul meu, băiatul fiicei mele, Tormo Gabor, care a avut aproximativ 3-4 ani când a primit de la mine prima lui lansetă și a reușit să prindă primii obleți și somn pitici, care din păcate sunt prezenți în toate apele noastre. Sunt fericit că am cui să predau munca mea de-o viață și toate cunoștințele mele acumulate de-a lungul anilor. Bunicul a fost cel care m-a introdus în tainele pescuitului. În fiecare vară am pescuit împreună la casa de vacanță de la Domșod. Pescuiam de pe ponton cu varga, prindeam aproximativ 50 de somn pitici pe zi. Într-adevăr, peștii au fost foarte mici, dar eu m-am simțit foarte bine. Apoi a urmat un pescuit pe Tisa, tot alături de bunicul. De atunci, pescuitul înseamnă totul pentru mine. Îmi place foarte mult liniștea, faptul că nu mă deranjează nimeni și sunt înconjurat de familie, prieteni, deci este un sentiment foarte plăcut. Mereu testez noi tehnici, depinde de moment, pescuiesc la spinning, la crab sau simplu la tehnica feeder.
Toate tehnicile sunt pe placul meu. Sunt o fire foarte activă, agitată. Nu am răbdare să stau la rând la benzinărie sau la poștă, să aștept îndelungat. Dar în momentul în care ajung pe malul apei, totul se schimbă radical și devin un om pașnic. Aici răbdarea mea este nelimitată. Așteptând trăsăturile peștilor, mă gândesc la viitor, îmi fac planuri, reușesc să-mi adun gândurile, deci pescuitul îmi oferă experiențe de neuitat. Totodată este un sentiment aparte să știi că pe capătul celălalt al lansetei este un necunoscut, cu care te lupți și la final se va decide cine câștigă. Momentul victoriei este foarte interesant, pentru că atunci când învingi peștele, de fapt nu îl execuți, ci îi redai viața. Îi mulțumești pentru minutele fascinante ale drillului, pline de adrenalină, prin faptul că îl eliberezi. Stai o clipă, bunicule, am armat cârligul cu un pelete. Să fii foarte atent să nu acoperi vârful cârligului cu momeala. Așa este bine, bunicu. Stai să văd. Perfect, e bine. Văd că ai pus momeală pe spin. Ce să pun pe momitor? Eu zic să pregătești un mix. Pune din ambele năzi. Poate așa vom avea trăsătură. Da, este perfect așa. Foarte bine, Gabi. Uneori avem și unele mici divergențe. Eu gândesc puțin diferit față de el, dar oricum ne înțelegem foarte bine, mai ales când suntem pe malul apei. Și dacă cumva nu mă descurc, el mereu mă ajută și mi-arată cum să procedez. E prea aproape? Nu, a fost perfect. Bine, bunicule, rămâne așa. De multe ori are idei mai vechi, ceea ce este de înțeles, dar eu mereu încerc să-l conduc spre noutăți. Totuși, el este cel care mi-arată secretele acestei pasiuni și am învățat foarte mult de la el. L-ai prins? Da, l-am prins. Te rog să strângi puțin frâna mulinetei. Asta am făcut. Încerc să forțez puțin, dar se luptă din răsputeri. Chiar și așa, doar privind, simt adrenalina. Sunt fascinat când văd prima dată peștele. E un lucru extraordinar. Ți-a plăcut, bunicu? Da, copile, ai făcut foarte bine. Sunt bucuros când îl văd cu lanseta în mână și îmi place să văd peștele luptându-se. Este foarte puternic. Sper că noi vom câștiga lupta. Dacă cumva intră în stuf, atunci lasă firul mai moale, că va ieși singur. Nu a intrat în stuf, dar este foarte puternic. Așteaptă până stă nemișcat la suprafață și atunci poți să bagi mingiogul. Este perfect, bunicule, Gabi. Ții puțin lanseta. Felicitări. Mulțumesc. Pentru mine este foarte important să fiu în natură. Îmi place extrem de mult, iar dacă reușesc să prind și un pește, asta înseamnă frișca de pe tort. Dar în primul rând trebuie să iubim natura, să petrecem cât mai mult timp aici, să privim animalele sălbatice, să ascultăm cântecul păsărilor, mai ales dacă pescuim noaptea din barcă, atunci este o splendoare să ascultăm liniștea de pe apă. Deci pescuitul nu este egal cu capturarea peștelui, ci înseamnă savurarea naturii în timpul pescuitului. În urmă cu un an a fost lansată pe piață gama momelilor L&K. Recent, familia s-a îmbogățit cu noi membri. Alături de plasticele scufundătoare, de acum le puteți găsi și pe cele floating, care deschid noi oportunități pentru pescarii de spinning. Cei care cunosc marca L&K probabil au pescuit deja cu cele scufundătoare. Eu vreau să vă arăt diferența dintre cele două tipuri. La prima vedere pe ambalaj vedem o etichetă galbenă cu toate caracteristicile nălucii. Am primit foarte multe observații pozitive de la pescari referitoare la primele modele. Sunt foarte prinzătoare.
Én meg ezt már tudtam, de most már egyre többen tudják mások is. Dar acum aș dori să vă povestesc despre modelele noi. În primul rând, se vede și pe ambalaj că eticheta nu este galbenă, ci albă. Ceea ce ne ajută foarte mult când alegem produsul de pe rafturile magazinelor. Produsul nou este un model floating, dar să vedem care este avantajul acestuia. De ce avem nevoie de un plastic floating? În primul rând, să încercăm să ne imaginăm modul cum se hrănesc peștișorii pe substrat, care de altfel sunt hrana răpitorilor. Vă arăt cum se întâmplă acest lucru. Am în mână această nălucă, care este un plastic clasic. În momentul în care ajunge pe substrat, va rămâne în această poziție. Dacă încercăm un pic să urmărim cum se hrănesc peștii pe substrat, adică peștii ținta ai răpitorilor, atunci sper că sunteți de acord cu mine că aceștia stau cu capul în jos când caută hrana, adică în această poziție. Recunosc că sunt pești, cum ar fi mreana sau scobarul, care se hrănesc în alt mod, dar plăticile sau babușca vor sta sigur cu capul în jos spre substrat căutând larve sau alte viețuitoare. Dacă peștii răpitori se hrănesc cu plătici sau babuști, atunci cu această nălucă floating vom avea mult mai multe atacuri, fiindcă față de un plastic normal are următorul avantaj. Plasticul clasic, care l-am în mână, va cădea pe o parte când ajunge pe substrat, iar cel floating va rămâne drept în această poziție. Vă recomand să-l folosiți în sistem ceburasca, dar funcționează foarte bine și pe un jig clasic. În situații extreme, momeala poate sta chiar și în această poziție. Are foarte multe calități pozitive. Este fabricat dintr-un material foarte moale, care se folosește și în medicină. Din acest motiv, este foarte rezistent. Le regăsim în diferite culori și anume, avem culoarea motor oil sau un alb clasic, dar și verdele. Cu acesta verde am trecut și la un alt model. Se numește Longfly. Cred că va fi pe placul pescarilor ultralight. Este o nălucă foarte mică, dar există și o variantă mai mare. După cum observați, conține și glitter. Este o culoare foarte prinzătoare. În ciuda faptului că este o nălucă măruntă, are o coadă cu o vibrație semnificativă. Vă arăt și varianta mai lungă de 7 cm. Cu acesta puteți captura chiar și șalăi de talie mare. Deci îl puteți folosi pe sistem ceburașca, pe jig clasic, dar vă recomand să-l folosiți pe cârlige offset. Pe acest sistem, calitățile floating ale nălucii se vor evidenția semnificativ. Datorită cârligului ușor, năluca sigur va sta în această poziție. Vă doresc fir întins, atât cu modelele vechi, cât și cu cele noi. La fiecare pescuit acordăm o atenție deosebită calității firului principal. În minutele care urmează, colegul nostru, Sabo Bențe, va analiza trăsăturile gamei Carp Expert UV, cea mai populară gamă de fire de pe paleta noastră. Va încerca să testeze în special elongația firului și nu neapărat rezistența la ruperea acestuia. Urmează acum un test interesant. Firul Carp Expert UV este una din cele mai căutate fire de pe paleta produselor Energofish. De peste 2 ani și eu folosesc acest fir și sunt foarte mulțumit de el. Este vorba despre un fir foarte rezistent care în ultimii ani a devenit favoritul multor pescari. Avem multe informații despre acest fir. Se comportă excelent la scufundare, este de încredere, are o durată de viață lungă, dar nu avem nicio informație cu privire la elongația acestuia, ceea ce este adevărat, de fapt, și în cazul altor fire. De obicei, producătorii ne oferă informații foarte puține referitoare la acest aspect. Unii spun că firele monofil se dilată în proporție de 10%. Alții vorbesc despre 15%, dar cert este că nimeni nu a testat efectiv acest
aceste valori. Asta vom face noi în minutele care urmează. Vom testa care este elongația firului Carp Expert UV. În cadrul testării îl voi invita pe colegul meu Chobi să mă ajute. În spatele nostru puteți observa terenul pregătit. Am montat două găleți. Una este la o distanță de 25 de metri, iar cealaltă la 50 de metri. În ambele cazuri vom încerca să testăm elongația firului pășind încet în spate până în momentul în care firul se rupe. Vom testa două mărimi diferite. Unul dintre fire are mărimea de 0,20, adică este firul preferat în rândul pescarilor la feeder, iar celălalt are mărimea de 0,30, fiind folosit în special de către pescarii care doresc să captureze crapi de talie mare. După cum vedeți, ambele au culoarea maro închis. Capătul firului este legat de cârligul unei mașini. Astfel este fixat așa cum trebuie. Între timp am ajuns la găleata amplasată la 25 de metri. Hai, Chobi, să începem să-l întindem. Vedeți și dumneavoastră că ambele fire sunt tensionate la maxim. Și încet, încet, îl întindem. Vom vedea unde se rupe. Avem la noi și o ruletă cu care putem măsura exact elongația firului. După cum am observat, firul deja s-a întins aproximativ 2 metri și încă nu s-a rupt, ceea ce înseamnă o elongație de aproximativ 10%. Este foarte interesant. Deja am ajuns la o elongație de 3 metri și în acest moment s-a rupt firul meu. Firul s-a întins aproximativ 3,20 m. Firul lui Chobi mai rezistă. El are în mână un fir de 0,30. Este logic că acest fir este mai puternic. Încă nu s-a rupt. Încă nu. Și acum, să vedem cât ne arată centimetrul. 4,80 m. 4,90 m. Haideți să vedem concluziile testului. Cum a reacționat firul la distanță de 25 de metri? În cazul firului de 0,20, elongația firului a fost 3,20 m, adică peste 10%, iar firul lui Chobi, care este de 0,30, s-a întins 4,80 m, ceea ce înseamnă aproape 20%. Haideți să le testăm și la distanța de 50 de metri. Suntem la găleata poziționată la 50 de metri. Dacă ne gândim logic, probabil elongația firului va fi aproape dublă. Așa că ruleta am pus-o mult mai în spate, undeva la 5 metri. Hai, Chobi, pornim încet. Testul pe 25 de metri a fost foarte interesant. Sunt curios cât se va întinde acum firul. Am ajuns deja la o întindere de 5 metri. Teoretic ar trebui să se mai întindă puțin. Acum s-a rupt firul meu. 5 metri și 10 cm în cazul firului de 20. Să vedem și firul lui Chobi, care este de 0,30. Am trecut peste 7 metri. Am ajuns la 8 metri și jumătate. Nouă metri. Aproape că am ajuns la 10 metri și s-a rupt.
9 metri 90 centimetri. Deci firul de 30 a avut o elongație de 10 metri la o distanță de 50 de metri. Asta înseamnă o elongație de aproximativ 20%. Este foarte interesant. Deci, dacă pescuim cu un fir de 0,30 și un pește mare ne rupe firul, atunci putem spune că înainte de rupere, firul s-a întins cu aproape 10 metri. Cred că în acest interval avem timp să reacționăm ca să evităm pierderea peștelui. Practic este imposibil ca peștele să ne rupă firul când folosim un fir de 0,30. Într-adevăr, la firul de 0,20 lucrurile stau altfel. Aici am observat o elongație de 10%, ceea ce înseamnă că firul s-a întins aproximativ 5 metri la o distanță de 50 de metri. Este vorba de o elongație medie. Suntem după un test foarte interesant. Mă bucur că am reușit să-l finalizăm. De multe ori pescuim la distanțe de peste 100 de metri. Când peștii sunt mofturoși și avem trăsături fine de mai multe ori, nu observăm nicio mișcare pe vârful feederului. Și să nu uităm să calculăm și elongația firului, care la o distanță de 100 de metri poate fi chiar și de 10 metri. Din acest motiv nu vedem trăsătura. Să nu uităm de aceste aspecte, căci de multe ori ne poate fi de folos. Emisiunea de astăzi se apropie de sfârșit, dar nu putem încheia fără concursul de astăzi. Întrebarea ediției este: ce fel de nălucă v-a prezentat Luca Cibela? Așteptăm răspunsurile corecte la adresa magazin@energofish.hu. Vom extrage un pachet de plastice L&K selectate chiar de către Luca Cibela. Sper că v-a plăcut și emisiunea de astăzi. Ne puteți urmări și pe internet. Ne găsiți și pe Facebook și pe canalul YouTube. Vă așteptăm și luna viitoare. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!